Numică i-a fost mirarea edilului Ion Georgescu la sfârșitul anului, când printre obișnuitele felicitări, acesta a descoperit o mulțime de mesaje din partea iubitorilor de animale din mai multe țări europene, Austria, Belgia, Germania, Luxemburg sau Polonia. Iată cum sună câteva dintre mesajele primite. Doresc să vă mulțumesc pentru atitudinea umană față de câinii maidanezi din orașul dumneavoastră și să vă doresc mult succes în continuare, semnează Antina Schmidt din Germania. Vă mulțumesc din suflet că ocrotiți maidanezii din orașul Mioveni. Sunteți un om curajos cu mult suflet. Vă urez în continuare mult succes, sărbători fericite și un an plin de omenie, semnează Christine Gardner din Austria. A fost o surpriză plăcută și, așa cum am spus și în anul 2013, investim într-un adăpost nou, este undeva la 50% gata. Sperăm că în această primăvară să-l dăm în folosință. Acum, nu este o soluție de viitor și să nu înțeleagă cineva că ne transformăm în orașul câinilor și protecției, în sensul că toată lumea din România se aducă la Mioveni, că noi avem unde. Autoritățile locale din Mioveni au decis să nu eutanasieze câinii fără stăpân, chiar dacă nu vor fi adoptați după 14 zile, așa cum prevede noua lege, iar pentru a ajuta iubitorii de animale, taxa de adopție a fost redusă la jumătate. Încurajez adopția, dar totodată și responsabilitatea celui care adoptă, nu înseamnă să-l ia din adăpost și să-l scoată în stradă. Adopția înseamnă să-l ții în casă, să-l ții în curte, să-i faci tratamentele,